Felicitări, jucătorul lunii aprilie. Cum te simți? Mă simt foarte bine, mă simt onorat. Cred că acesta este rezultatul muncii noastre. Totuși, știu că fotbalul e un joc de echipă, dar e un premiu individual. Cum te simți? Da, rezultatele noastre sunt foarte bune, chiar dacă este un premiu individual, cred că fără colegii mei nu cred că puteam să iau acest premiu. Trageți tare, care sunt obiectivele echipei voastre? Obiectivele noastre este clar promovarea în Liga 1 și în cupă cât mai departe. Când spui de promovare, simți presiunea în meciuri, acum că sunteți în frunte? Nu neapărat simt presiunea, cred că fiecare echipă se mobilizează mai bine știind că joacă cu primul loc, dar noi ne facem treaba, suntem determinați și gata să învingem fiecare echipă. Ce jucători urmărești din fotbalul mare? Clar, acum și cu Copa America, Lionel Messi. Să înțeleg că ești fan? Sigur, cu siguranță. Fan, echipa unde a jucat cel mai mult Messi? Da, Barcelona, nu se compară. Câte premii îți propui să ne mai ai în lunile care urmează? Câte mai multe. Da, sper să tot așa să am rezultate foarte bune, individuale și cu echipa. Și sper să ne revedem curând. Te simți starul echipei? Te simți vedetă? Nu, este vorba despre vedete la noi, la Breazu. Suntem o echipă unită. Luăm fiecare meci cu seriozitate și încercăm să scoatem un rezultat cât mai bun la fiecare meci. Când vă certați pe teren, cât de repede vă împăcați? După meci nu există reproșuri, nu există ceartă, ce pe teren rămâne pe teren. E normal să fie frustrări, să te superi că nu-ți dă o pasă, dar ne revenim. În România cu ce echipă? Cu FCSB. Și ce jucător îți place român? Îmi plăcea de Florinel Cuman când juca la FCSB, acum să vedem ce o să facă la noua echipă. Și acum, surpriza, partenerul nostru VIP Business Voyage te premiază cu un voucher de două persoane, o excursie la munte. Te-ai gândit pe cine vrei să iei cu tine? Cu siguranță, pe soția mea. Mersi frumos! Mulțumesc.